Exercițiul NATO din Polonia este cel mai mare exercițiu militar al organizației din ultimii peste 30 de ani. Este o punere în practică a noilor planuri de apărare ale NATO, care au și o importantă porțiune de exerciții pentru a putea să testăm aceste planuri. 90.000 de oameni, echipamente din cele mai diverse, toți aliații, inclusiv partenerul din Suedia, participă la acest exercițiu, deci inclusiv din țara noastră. Mircea Joană spune că își dorește ca acest exercițiu militar masiv să fie citit într-o notă de descurajare pentru eventuale adversari. Statele participante vor să arate că sunt puternice și capabile să aducă din America de Nord către Europa, rapid și profesionist, forțe suplimentare și mai mult că întreaga alianță se poate mobiliza. Este un exercițiu care face parte din noua logică de apărare și dezvăjare a NATO și face parte din ceea ce numim noi executabilitatea planurilor de apărare pe care liderii noștri le au aprobat la summitul de la Venus.